Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Tulcea News TV se află astăzi la sediul USR din Tulcea, iar alături de noi se află domnul Eugen Terente, care este candidatul acestei formațiuni pentru alegerile din 6 decembrie pentru Camera Deputaților. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Vă mulțumim că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, suntem într-o perioadă care a trecut foarte rapid de la alegerile locale către cele parlamentare, practic fără niciun pic de pauză, un maraton electoral, ca să spunem așa, de campanie. În primul rând, cum a trecut peste alegerile locale filiala pe care o conduceți aici? Da, eu sunt președintele filialei județene. Ce pot spune este că pe municipiul Tulcea a fost un scor decent, am câștigat 2 mandate de consilier local. În celelalte OAT-uri am prins 3-4 consilieri, depinde de OAT. Am avut candidați exact cum am promis, persoane fără dosare penale, să îndeplinească criteriile noastre de integritate. A fost puțin mai greu. Oamenii nu au avut o vizibilitate, notorietate crescută, dar mulțumitor. Da, este, din câte știu, filiala de aici este înființată cu 2 ani în urmă, aproximativ. Nu, s-a înființat în 2016. În 2016. Ok, oricum și partidul și mișcarea este, sunt noi veniți pe scenă, cum se spune. Ați considerat că este un avantaj sau un dezavantaj în relația pe care ați putut să o clădiți cu cetățeanul căruia până la urmă îi solicitați votul? Majoritatea candidaților, inclusiv eu, suntem membri care avem oarecare vechime. Suntem din 2018-2017 membri, deci electoratul ne cunoaște. Dar faptul că în comparație cu celelalte partide, la asta mă refeream, este un avantaj sau un dezavantaj? Lumea este deschisă la noi, spre surprinderea noastră, fiind în fiecare zi pe teren, în campanie, vibe-ul a fost pozitiv. Ne așteptam la un rezultat mai bun, dar este decent pentru primul rând de alegeri. La care, da, partidul participă. Urmează acum această campanie electorală purtată în, ca și precedenta de altfel în niște condiții speciale, dar USR-ul este recunoscut pentru faptul că are un mare impact în online. Veți merge pe această linie sau veți încerca să ajungeți și la acel contact cu alegătorul face-to-face? Da, va trebui să lucrăm în continuare mult pe online. Noi am strâns și semnături pentru depunerea candidaturilor tot online. S-au strâns, nu mai știu exact, peste 500 de semnături din ce mi-aduc aminte. Vom folosi paginile de Facebook, grupurile, tot ce avem. Între timp vom ieși și în acțiuni pe teren, vom împărți flyere sau vom colabora cu alți colegi pentru împărțirea de flyere. Vedem, încă nu a început campania, suntem în perioada de precampanie. Cum vedeți rolul reprezentanților USR în această, pe scena locală, mă refer, de administrație locală? Avem o primărie la Tulcea, orașul, municipiul, reședință de județ, care este condusă de un reprezentant al Partidului Liberal. Consiliul Județean este condus de un social-democrat. Unde se situează USR-ul în această ecuație? USR-ul fiind un partid de dreapta, încercăm să colaborăm cu colegii de la PNL. Am avut anumite discuții cu ei, ne-au promis că o parte din proiectele noastre se vor transpune în realitate. Discuțiile continuă, încă nu avem un răspuns, de-abia ieri a fost ceremonia de investitură, urmează să avem mai multe detalii. Sunteți reprezentați în Consiliul Local și în Consiliul Județean? În Consiliul Județean. Doar în Consiliul Local. Local, da.
Înțeles. Care sunt proiectele pe care le vedeți absolut necesare pentru Tulcea în această următoare perioadă, următorul mandat? Și acum ați văzut și dumneavoastră când ați fost la Tulcea, infrastructura este dezastroasă. Avem câteva proiecte, o parcare la intrare din oraș, mai multe proiecte în acest sens, dar până nu vor intra consilierii noștri în munca propriu-zisă, nu putem să facem mare lucru. Sunt lucruri pe care dumneavoastră le-ați promovat în campanie, da, și pe care doriți neapărat să le implementați? Express, da. Care sunt? Acestea, să rezolvăm problemele traficului și infrastructura rutieră. Am înțeles. Cum vedeți rolul pe care l-ați avea în Parlament, dacă veți primi votul alegătorilor în calitate de deputat, rolul dumneavoastră de tulcean, de reprezentant al județului Tulcea? Da, eu fiind președinte de filială județeană, am ținut legătura cu actualii colegi care sunt deja parlamentari. Le-am citit proiectele, le susțin proiectele, am și dezbătut pe anumite canale interne de comunicare. Voi susține colegii, voi aduce aportul care îl pot aduce. Ce pot să vă mai spun despre programul de guvernare? Sau? Da. Ce proiecte aveți și pe care doriți să vă implicați personal în realizarea lor? Da, în programul de guvernare există mai multe proiecte. Cel care mi-a atras atenția a fost zero taxe pe salariu minim. Colega noastră, Cristiana Prună, l-a promovat foarte mult. Ajungând, dacă voi lua votul cetățenilor, ajungând în Parlament, voi ajuta și voi face tot ce în stăputință. Veți milita pentru acest proiect. Da, pentru acest proiect. Avem și pentru zona noastră, fiind 14.000 de locuitori, avem în Delta și pentru cei de acolo vom găsi o soluție, pentru că le este greu perioada de iarnă, combustibilul. Avem câteva idei, o să le transpunem într-un proiect și o să-l depunem, o inițiativă legislativă. Care credeți că ar fi cea mai la îndemână șansă pentru a dezvolta județul Tulcea? Un județ, ca să spunem, e un paradox, unul din cele mai frumoase județe, avem delta, avem dealurile, avem Munții Măcin, adică multe locuri și istoric și geografic și din punct de vedere al turismului ecumenic. Sunt multe zone foarte frumoase care ar putea fi valorificate. Cum credeți că se poate realiza acest lucru și care este rolul pe care dumneavoastră ca parlamentar l-ați putea avea în această problemă? Nu știu, promovarea tuturor locurilor care sunt de vizitat. Nu știu, există centre de informare turistică care nu prea funcționează. Nu știu exact. Un mod de a atrage poate investitori? Da, sunt, luăm în calcul anumite avantaje, să oferim anumite scutiri de taxe pentru investitori. Asigurarea infrastructurii, bănuiesc, pentru că... Da, da, da. Pe acum este și podul de la Brăila, se lucrează la el. Un pod de... o investiție de importanță majoră. Da. Pe viitor, aceste lucruri nu se pot face în 2-3 luni de zile. Sunt lucruri care se dezvoltă în ani de zile. Acum, în contextul pandemiei, industria Horeca, ce vă referiți dumneavoastră, turism și toate celelalte, au fost puțin afectate. Vom vedea pe viitor ce se poate face și o susținem investitorii locali, atragerea de turiști. Aș vrea să vă rog să le spuneți alegătorilor, celor care ne privesc, de ce alegerea pe care dumneavoastră o doriți este USR.
de ce ar reprezenta o șansă pentru Tulcea și de ce ar reprezenta până la urmă USR-ul ca mișcare, ca partid, o șansă pentru România? În primul rând, ca și mine, USR-ul este format din oameni simpli, care nu au mai făcut politică, nu au avut contracte cu statul, nu au beneficiat de niciun fel de avantaje, cum au ceilalți politicieni. Suntem o generație nouă, am petrecut mulți ani de zile prin școli, am învățat și acum este șansa noastră să punem în practică ceea ce am învățat. Invit și pe cei care se uită la noi acum să vină, să ne cunoască, să se înscrie. Chiar dorim să ne mărim, mai avem UAT-uri care nu sunt acoperite, avem nevoie de candidați, să creștem, să reușim să facem schimbarea pe care toți ne dorim. Care ar fi principalul punct pe care veți pune accentul în planul dumneavoastră de a moderniza această țară? O Românie fără hoție. Corupția este principalul motiv pentru care toți ne-am înscris. Ați intrat în, în politică. Scăpăm de corupție, da. Domnule Urgenterente, vă mulțumesc mult pentru amabilitatea de a dialoga cu noi și pentru că ne-ați primit la dumneavoastră. Să sperăm că veți avea o campanie reușită, o campanie curată și veți obține ceea ce vă doriți, adică votul alegătorilor. Mulțumesc frumos și vă mai așteptăm. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici punem punct ediției de astăzi de la Tulcea News TV. Adrian Florea și Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și până la proxima întâlnire, toate cele bune!